Eu nu mai sunt împreună cu ele. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni. Din câte puteți vedea, o să ne jucăm și noi solo, pentru că de mult nu ne-am mai jucat. Oameni buni, uitați să dați acolo butonașul de like și de subscribe, pentru că m-ar ajuta enorm de mult. Ok, trebuie să fac chiar intro. Salut, frate. Salut, frate. Bun, băieți, hai că... Ah, salut, ce faci? Să știi că... Eu mă dau la fata ta. Da? Știi, mă, care ține fata mea? Eu n-am fată, frate, n-am copii, n-am nimic. Nu, o să fie fata mea, o să vezi. Adică? O să fie prietena mea și tot ce vrei. Pe Elia mea. Aha, deci te referi la Eli. Da, frate. Damn! Da? Păi ce te face să crezi asta? Hai pe creative, măcar dacă tot am început să știi că... Hai să facem așa, dacă eu te bat, mi-o dai pe ele. Dacă tu mă bați... No, nici o șansă, n-o pun pe Eli la pariu, frate, nici mort. Băi, nu cred că mă aude. Oameni buni, el, fiți atenți că el nu știe, adică nu știu, am înțeles că a zis că știe că fac clip sau ceva. Băi, nu știu dacă știe sau nu vreau să zic nimic. Oameni buni. Nu uitați să stați acolo butonașul de like, fiți atenți că ne jucăm cu el. Da, bun, unde mergem? Bun, m-am pus pe puștitor ca să n-audă ce zicem. Băi, băieți, fiți atenți că o să... El a zis că mi-a pe Eli. Cine nu știe, Eli e prietena mea, oameni buni. Fiți atenți aici, că sunt curios ce o să zic, ok? Hai să mergem pe mapa mea. Bă, asta nu e bună. Asta e mapa lui Ștefană. Băieți, stați așa. Nu o să vorbesc cu el puțin, pentru că vreau să... Chiar sunt curios, băi, ce o să zică... A, bă, nu, am pus-o bine. Chiar sunt curios ce o să zică de Eli. Așa că am diversit, că tot am apucat să pornesc filmarea și mă bucur că a intrat. Chiar sunt curios. Bun. Hai să mă scot și eu de pe o bun mai. Cu oameni buni, uitați, bătați acolo butonul de like și de subscribe. Foarte important. Codul pe Temshop și Gen pe camera de Discord. Plus, follow pe Instagram. Hai să... Ce-așa de întuneric? Mamă, dar e întuneric rău. Ui. Așa, continuă. Ce ziceai de Eli? Ce ziceai de Eli? Băi, eu am scris două cuvinte și deja începem să vorbim. Văd că hai că vorbiți. Bă, dar de ce e atât de întuneric pe hartă? Dude? Facem un v un orbește? Păi, dar noi am făcut setările, frate. Mamă, ce se întâmplă? Doamne, băi, sunt orb. Hai să faci tu o mai bună, na. Ok, acum... Face tu numai pentru bani să vede. Hai că fac. Hai, frate. Ce v-am să zic? Ce-i cu Eli, frate? De ce mi-a dus vorba de Eli și de când și cum și ce treabă ai tu cu Eli? Eli, n-ai tu treabă cu ea. Păi Eli e frumoasă, nu ca tine. Adică! Tu... Eu o să o am. Nene, dar știi că nu e ok să intri efectiv la mine în lobby și să îmi zici mie chestii de genul. Like, stric părerea ta, dar nu e ok absolut deloc, frate. Nu înțeleg gen care e problema și ce te deranjează pe tine și de ce te-ai băgat în vorbă cu ea dacă știi că ea e cu mine. Plus că ea oricum n-ar vorbi niciodată cu tine, nu știu ce... Ce... Nu știu. Ce filme ți-ai dat tu aici? Nu mi-a răspuns, cred că avea timp, nu știu, făcea lecțiile sau ai de nou. Aha, făcea lecțiile sau ai de nou. Dar fii atent că tu mai devreme mi-ai zis că ați vorbit, frate, ce ai făcut? Da, să vorbim. Aha, ești sigur? Da. Bă, frate, chiar dacă ești sigur... scriu acum pe Instagram și o să vezi. O să răspundă. Deci știu că o să răspundă? Da, o să răspundă. Ești tu așa sigur? Eu te bă că îmi dau singur con. Păi, cum te cheamă pe tine? Andrei. Și câți ani ai tu, Andrei? Dar ce contează asta? Contează, frate. Contează câți ani ai. Așa de curiozitate, știu, nu e foarte politicos din partea mea să întreb chestia asta. Dar ca fapt divers, câți ani ai tu, Andrei? Am 12 ani, probleme. Păi 12 ani, dar tu știi că gen, nu e ok să te bagi în relațiile oamenilor, nu? Dar care relație? Tu nici nu ai relație cu ea. Cum nu am eu relație cu ea dacă tu mi-ai zis că e... Vezi că e Max. Că e... Uite-aia. Cum adică n-am relație? Resetăm sau cum? Hai, resetează, dar stai să verific ceva. Ok. Cum adică îmi zici că nu am relație dacă eu sunt cu ea? What? Nu ești cu ea. Nu ești cu ea. Dacă erai cu ea, e de mult. Să te ia la tine acasă, dar văd că... Dude! Suntem adolescenți.
Are 16 ani, am 16 ani. Las că eu stai frumos ca tine și oricum pe mine să mă aleagă, nu pe tine. Știu, frate, acum. Doamne, deci ești incredibil, omule. Tu efectiv ai intrat la mine în lobby, voiam să filmez solo. Și oricum clipul de solo tot o să apară pe canal, dacă știa că aveam diverse. Tu ai intrat aici doar ca să... Uite, eu acum gen pierd timpul. De ce ți-a acord atenție, frate? De ce fac chestia asta? Nici nu știa juca, măcar. Da. Degeaba te ia să mă răsă, nici nu știa juca. Știu, frate, îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Să mă las? Să mă las? Vă spun și să te lași de prietena ta, că n-are rost. Nene, dar ce legătură are ea în toată ecuația asta? Cum ai zis că te cheamă? Andrei? Sau? Da. Andrei. Ok. Bine, Andrei. Bine. O jucăm urât. Fii atent, frate. Eu nu... S-o las pe Eli pentru tine. Ok, niciodată n-am să fac chestia asta. Dar, spune-mi și mie, de ce crezi că eu aș da doi bani pe părerea ta că sunt urât sau ce ai zis tu? Bine, mai fii urât, aia nu sunt făt frumos. Dar, ce te face pe tine să crezi că dacă o să intri la mine în lobby și o să-mi zici chestia asta, o să te ajute cu ceva? S-o las pentru că eu am văzut-o ieri pe drum și am vrut să vorbesc cu ea, dar n-am putut pentru că am și eu respect pentru tine, you know? Că dacă așa mă duceam la ea și deodată vine cu mine pe așa. Da, bine. Stai așa puțin, stai că trebuie să fac ceva. O secundă. O secundă, frate, că trebuie neapărat să fac ceva. Bun, băi, îți oprim filmarea, îi zic să refacem ceva pentru că e prea întuneric, nu văd eu absolut nimic și nu pot să joc așa, așa că, oameni buni, revenim cu lumină pe hartă. Bun, băi, stai că am stabilit de comun acord să mergem pe mapa lui pentru că la mine efectiv e foarte, foarte, foarte întuneric. Dar el n-are un spawn point, n-are nimic aici, hai să dăm și noi setting și să dăm să ne audă iarăși. Bun, salut, am revenit. Scuze, intrase mama în cameră. Facem fără mini, da? Sau cu? Fără. Oricum te bat, fără mine, cu mine oricum te bat. Cu grapple sau fără? Grapple. Ok, hai. Bun, revenind. Ai zis că tu ai respect pentru mine, frate, dar tu mai de mine intragi mie zic că... Băi, deci tu efectiv îți dai... Tine, copil prost. Da, tu îți dai contraargument. Uite, iar ți-ai dat contraargument. Cum faci chestia asta, frate? De ce nu susții punctul de vedere? Îți dai contraargument, știi ce e? Nu cred că știi ce e, nu? Ok, nu știu, bro, pentru că eu nu sunt așa de prost ca tine. Contraargument meu nici nu există așa cuvânt. Ok, cum zici tu? Cum zici tu, frate? Uite-te și tu că... Ok, chiar... Ok. Pot să zic că ai jucat faza asta mult mai ok decât mine, dar... Am legut. Glumez, n-am legut, frate. Eu pur și simplu... Mă joc așa, chill, câte o oră, nu ca tine. 10 ore pe zi. Păi nici eu nu mă joc, frate, 10 ore. Eu fac timp pentru ele, nu ca tine. Da? Mamă, păi pentru asta, frate, tu efectiv ai cerut război cu mine acum. Ok, deci tu îți faci timp pentru iubita mea. Bun. Da. Băi, Andrei, nu știu cum să-ți zic, frate, dar asta a fost unul la mână foarte urât. Și te rog frumos să nu mai duci discuția despre Eli, pentru că îți garantez eu că nu are ce să... Bă, vorbește frumos! Pff, easy. Da, dacă nu vreau. Ce să vrei, dude? Nu-i pe vrut, efectiv, e de bun simț! Cum, frate, să-mi zici așa ceva? Eu vorbesc mai cu tine doar pentru Eli. E prima oară când vorbim, frate, unul la mână. Și doi la mână, încearcă să o scoți pe Eli din discuție pentru că pe mine crede-mă că nu mă interesează, frate, ce vrei tu să faci. Mă interesează doar că ai zis că e de Eli, frate, și eu țin foarte mult la tipa asta. Tipa asta, vai, foarte urât. Mă rog. M-a spus tipă, gata. Nu mai vorbesc cu așa prost. Nu toți. Dude, nu toți o cunosc, ok? Eu am văzut-o în față și frumoasă e. Dar dacă tu nu respect ce știu. Tu nu respect? Cum adică? Băi, deci... Mamă, stai că ratez toate gloanțele, că m-ai enervat, crede-mă. Doamne, băi, deci, Andrei, nu înțeleg, frate, de ce, efectiv, tu...
nu înțeleg, frate, de ce stau unul la unul aici cu tine, ok? Și să știi că ești foarte nașpa, frate, dacă tu efectiv te bagi în relația mea și chestii. Oricum nu o să poți să faci absolut nimic. Mă înțelegi? Wow. Nimic nu o să faci. Opa. Eu aici încerc așa să o cuceresc frumos. Păi crede-mă că ei nu-i pasă că mă bat sau că te bat la Fortnite, frate. Deci ea nu, da, se uită după chestia asta. Dacă te bat, eu o să-ți vadă că sunt mai bun pe tine și fac mai mulți bani pe tine și așa. Păi ce, frate, tu faci bani din Fortnite? Da, fac vreo 2000 de euro pe lună ca tine. Păi tu ești bun, frate. Ești bun rău dacă faci 2000 de euro, nu? Vezi, te-am prins în trap. Nu, nu m-ai prins. Sau poate m-ai prins, dar o să mori, îți garantez chestia asta. Mamă, ce noroc ai. Nu sunt încălzit deloc. Nici eu, abia am venit de la liceu, v-am să filmez. Că plec la București. Oricum clipul tare nu sunt vizualizări, așa că... Săracule. Sincer să fiu, aici că mai dreptate, dar totuși nu contează. Sărac, singur ai recunoscut. Nu, am recunoscut că în ultimul timp nu prea mai strâng vizualizări, ceea ce nu mă afectează, pentru că întotdeauna după creșterea așa mare pe care am avut-o pe YouTube, e normal, frate, să fie o perioadă de genul. Nu mai vorbi așa de mult, săracule. Mama mi-a cumpărat iPhone 11 și am Ferrari. Da? Păi și o poză cu cheia de la ele ceva? Oh, God. No. Poza cu cheia de la Ferrari ceva? Nimic? Nu? Nu, tata acum se plimbă cu ea. Cu cheia se plimbă? Nu, bă, prostule. Dar? Cu mașina. Sau se plimbă cu iPhone 11? iPhone 11 l-am eu. Dacă vrei, îți arăți fotografie. Mi-arăți fotografie? Nu vreau, frate, să văd așa ceva, că... Crede-mă, n-am nevoie. Crede-mă, doar nu am nevoie. Ok, deci spune-mi, te rog frumos, de ce facem iarăși chestia asta? Când eu am o grămadă de treabă, frate, crede-mă că am o grămadă de treabă. De ce stau aici? Cu ce scop? Eu doar vreau să, ca tu să spui că eu nu mai sunt împreună cu ele. Da, ce pot să zic? Abia aștept să simt buzile. Lene! Ești, nevermind, n-o să mai continui pentru că e foarte iurea. N-o să se întâmple absolut nimic dacă mă crezi sau nu mă crezi. Pentru că... Nu. Ellie nu-i ce persoană crezi tu, că e nu-i ca orice altă fată. Ellie pentru mine înseamnă mult, ok? Nu o să las să se întâmple așa ceva. Chiar dacă mă bați, chiar dacă nu mă bați, chiar dacă o să mă lase pentru tine ceea ce nu cred că o să fie ok, pentru că... Noi avem, frate, cea mai mișto relație, vă mă înțelegi? Și crede-mă că n-ai cum să strici nimic. Și ce-a fost cu pumnul ăla? Cumva ai dat rage? Cred că dai rage, cred că te-ai enervat, nu? Slab. Slab, slab. Vrei să spun ceva? Aha. Vete, mea de prost. Ok, vezi? Credeți-mă, cu oameni de genul nu se merită să stați la... Uite-l tu, mamă, de ce efectiv a ieșit din party? A ieșit din mapă, m-a și înjurat și a crezut că o să poată să ia pe Eli. Băi, băieți, deci cu oameni de genul, vă rog frumos, nu stați, nu vorbiți, nu, e efectiv, a fost cancer ce s-a întâmplat, dar, bă, dacă tot am filmat, nu e nimic content pentru voi, oameni buni, și cu toată chestia asta a fost și o lecție. Da, păi... Nu știu ce să zic, a fost super spontan tot ce s-a întâmplat, oameni buni, nu uitați să vă dați acolo butonașul de like, fiți atenți că următoarea dată o să intru, fiți atenți, pregătiți-vă de chestia asta, o să intru pe un grup, nu zic pe ce platformă și chestii, nu vreau să fac reclamă. Și efectiv, băieți, am o idee de cea mai genială idee, vă, așa că nu uitați să vă abonați cu clopoțel ca să vedeți ce o să postez pe viitor. Nu uitați să vă dați acolo butonașul de like, foarte important, oameni buni, să lăsați un comentariu cu ce ați vrea să mai vedeți la mine pe canal, share să vadă și prietenii voștri, un follow pe Instagram la unul robinetul, nu ar fi imens apreciat, pentru că în curând, băieți, facem și noi 10.000 de urmăritori și o să avem swipe up. Și pe lângă toată chestia asta, oameni buni, nu uitați să puneți codulețul meu pe item shop pentru giveaway-uri mai dese, pentru că până acum am făcut 3, cred, și hai să facem cât mai multe. Oameni buni, cam atât vă și cu acest clip. Ne auzim data viitoare. Ciao!